Doamna Livia l-a adoptat pe Zain, așa că imediat i-a dat sfaturi importante legate de cunoașterea cu Giulia. No. Pentru ce ai văzut, o primul copil ceartă. Nu. Nu, în prima săptămână am mai certat. Ceartă. Nu v-am mai certat. N-am certat. Nu v-am mai certat deloc. Nu știu. Că nu e bine. El a zis, am făcut bine. Am zis, și cel mai bine să nu vă mai băgați în niciun cuplu cu nimeni, cum nu vă vedeți numai de relația voastră. Așa este, nu am nicio treabă. Și atât. Vedeți un conflict, vă luați de mânuță și vă duceți în alt loc. Eu am venit aici, mama e să caut iubită, să caut soție. Păi așa. Nu am treabă cu altceva. Păi da? Da. Așa e. Și am spus, dacă mâine s-a stat Giulia, mergem mai departe și să vorbim, să încep cuplu. Și dacă nu stă placă Giulia, am zis, eu să stau deschis aproape la 90%. Deci 90% închis și 10% deschis. Dacă se întră foarte nouă, asta e greu. Ea a văzut, eu nu sunt așa de direct mir la fata. Da, da, da. Și am spus, dacă nu merge aici, oricum să merge afară și să cunoști bine cu Giulia. Da, afară vă cunoașteți bine. Da. 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 Și aici vă cunoașteți da, bine. Da, dacă stă. Dacă stă. Da. Da, stă, stai liniștit. Ce vrea Dumnezeu? Mă pot să-i zic altceva. Păi da. Da, așa am zis eu. Și a zis, dacă e Giulia, să mă aștept sau ce crezi tu? Să aștept Giulia sau nu? Am zis, da, dacă rămân aici singur, normal să aștept Giulia. Nu? Dacă tu asta simți, da. Mulțumesc de suflet. Păi ce să zic eu, nu? Nu știu, dragă mea, asta trebuie să zici tu și eu. Eu am zis dacă... Eu doresc să mă aștepte Giulia, dacă să stau aici singur. Normal. Dar eu nu pot să zic la tine, stai singură și tu nu vrei. Trebuie păi, să suntem amândoi. Nu, eu tocmai ți-am spus că dacă va fi să ieși... Da, dar tu ai zis două săptămâni, trei săptămâni. Asta când eram acolo, acum am zis așa. Mai mare puțin? Nu-ți faci relații afară dacă ieși, îl aștepți pe zei. Da. Te vezi? Da, și am zis, dacă se intră poate nu, să fie deschis 90%. Nu am zis invers. Nu s-a zis așa, mai aștept poate nu o să intră și merg la relație. E greu, 10% cred să faci, să vorbești, să cunoști pe poate nu. Da, lasă să fie într-un ce a spus să rămână da, Giulia mai și să faceți cuplu aici da, și gata. Da, da. Să nu mai stați cu frică că nu plece asta. Am discutat cu copiii. Păi și eu am discutat cu copiii. Am văzut. Ați ajuns la vreo... Iați ciufulit, eu am ciufulit. Vin lângă mine. Nu, tu ciufulești. Eu sunt cu ciufuleală. Le dau sfaturi bune. La mine se lasă cu ciufuleală. Să văd ce facem astăzi cu egala asta. Ah, aveți trece, emoții? Trece. E puțin. Ca fiecare, nu? Da. I-am zis, dacă nu pleacă, diseară trebuie să ne facă cinste. Nu mă interesează cât un ceai, nu știu, ne face da. Cinste. Pe terasă a zis. Eu am zis, dacă ea nu pleacă și rămâne aici, eu vreau dansez cu păiată cu melodia asta. Am zis care melodie, care melodie? Nu? Aia, cum? Am atins cerul cu mama. Aaa, ce drăguț! Da. Ce drăguț! Mă gândeam că dacă nu pleacă, o pupi. Dacă nu pleacă? Da. Nu, dacă nu pleacă, mai avem timp. Nu, pe buze. O sărută. Pe buze, un pupic. Măcar un pupic. Păi nu, că a spus că face cuplu. De luni sunt cuplu. Da? Da, de luni sunt cuplu. Dacă... Dar de ce stabilim așa nu, de luni? Exact, nu, exact. Trebuie să fiu eu acolo adică lângă de ei. Luni. Să văd. De sâmbătă. De sâmbătă. Ah, de sâmbătă. Și eu cred de sâmbătă. Eu nu cred, nu știu ce să vă zic. Ai, taci, mă. Taci, mă. De sâmbătă sunt cuplu. Bravo, așa da. Și... În plus asta, am spus, când vorbești cu ea, am zis, uite, mâine tu, dacă stai aici, noi dansăm și așa. Și dacă mâine pleci tu, așa e viața. Și trebuie tu plec la ușa acolo, pleci acolo și să-ți dai la tine în brațe și gata. Dar mie sile, de ce mergi acolo și îți dai în brațe? Dă-mi în brațe acolo și mâine dacă tu pleci, pleci direct. Și a zis, nu e frumoasă gluma asta. Am zis, cine glumești, mă, dragă? Vreau în brațe acum. Ce drăguț. Să trecem hopul de astăzi și va fi bine. Capricile iubirii.
Măi, întâi ale lunii ați ratat. Mai aveți varianta de luni. Să fiți un cuplu. Dar de ce, doamna Livia, de luni? Nu, am greșit eu. De mâine. De mâine, gata, de mâine, da? S-ați judecat. Păi dacă vreți să faceți ceva, nu faceți nici de mâine, nici de la întâi, nici de la anul. Faceți din secunda în care vreți. Dacă se sărută sâmbătă, tot de luni veți fi declarat. Da, așa a zis. Ați avut dreptate, bunica. Chiar așa zis. Mai ales că pentru Giulia a venit iepurașul mai repede. Felicitări pentru faptul că ai rămas în casa Mireasa. M-am bucurat tare mult pentru tine. Pentru tine și pentru faptul că, uite, ești implicată într-o situație, să nu-i spun poveste. Da. Că dacă i-aș spune povestea, ar trebui să adaug și de dragoste și nu știu dacă îmi pot permite să fac afirmațiile astea. Și ai atins cerul cu mâna? Încă așteaptă melodia. Încă aștepți melodia? Da, vine petrecerea în casa Mireasa și dacă n-o fi nebunie acolo, adevărul e că și mie îmi place piesa asta mult de tot. Eu aici am ascultat prima dată. Serios? Înainte nu știu, da, am plăcut rău de tot. Dar nu știi pe Diana? În petrecere trecut am auzit. Da, și Tarafu Cleante, super șmecher. Da, și melodie frumoasă să ajunge direct la ureche. Da, ai avut emoții când s-a anunțat că pleacă? Da, și? Pentru eu sunt nu pleacă și după a zis să rămână Irina și ea pleacă. Ce ai simțit atunci, sincer? Nu știu, a schimbat tot. Adică? Am gândit să stai, așa am gândit eu. Eu am spus tot timpul, eu simt, tu rămâne aici, nu pleacă. Uh-huh. Și după am stat aproape la 30 de secunde, șoc, așa, nu știu ce să zic. Pentru emisiune, nu pot să zic stai sau pleci. Uite, ieri era și Ingrid în emisiune, nu mai știu cine, cred că nu le-ai zis tu că nu i-ai văzut sau le-a zis Andreea. Nu, Andreea, cred că, sau Raluca, nici nu mai știu cine. Le-a zis ceva de genul că n-ați făcut nimic, e posibil să plece. Uite, erai pus cât pe ce să... Raluca a zis, da. 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 Eu sunt curioasă dacă ar fi plecat, care era evoluția ta? Adică îți doreai să părăsești și tu competiția? Sau... Dar ce ai simțit? Adică te-a lovit așa în moalele capului și ea pleca. Și? Eu am vorbit, am spus dacă eu stau aici, rămân în casă, să fie 90%, să caut afară când plec afară, puțin să ne înțelegem mai bine, să ne vedem, ok? Și a zis să așteaptă. Și 10% dacă se intră fata nouă, să cunoști pe ea. N-am închis tot. Așa am vorbit, sigur. De ce e sincer, până la urmă așa este, corect, n-ai de unde să zic. Da, pentru eu n-am început relația cu ea și nu pot să zic... Da, de-aia nu te-ai hazardat să o săruți, de exemplu, la petrecerea de săptămâna trecută? Nu, asta trebuie să simt. Nu e vorba de asta. Și n-ai simțit. El a simțit. Și n-ai simțit. Dar nu pot să faci așa direct de cunoștită două zile. Eu nu vreau, acum eu vreau. Păi da, dacă simți nevoia să o să... Dar... Băi, Zain, tu n-ai simțit, tu n-ai simțit să o să... Eu am vrut să pupăt cu ea. A, asta zic! Am vrut să pupăt cu ea sâmbătă. Da, știu, am văzut. Și simt. Dar după e urât să pupăt cu ea și nu mai înțelegeam. Și te las pe ea. N-am vrut asta. Omul are principii și trebuie să-i respectăm principii. Da, eu am vrut să fie cuplu 100%. Dacă o sărutai, rămâne e sărcinată, cred. Nu e vorba de asta, dar eu n-am făcut așa ceva. Dacă eu vreau pe față cu ea, gata, să fie ca iubită. Sigur. Bun, doamna Livia, e clar, trebuie să stați cu ochii pe ei, ca pe butelie. Da. Și așa am tăși până acum. Dar foarte bine. Da, doamna Livia, care a stat? Acum îi permite să vă zic că tu... Că erați supărat. Nu, acum am zis, bunii, gata. Spune greu dumneavoastră. Nu, să zic bunii, direct.
E mult mai bine așa. Da, oricum, mi se pare și mai familiar și mai... Mi-a fost milă de el. E mai cald. Oricum, doamna, da. Livia e cu gura pe Roberto înainte de fiecare petrecere. O să fie cu gura și pe Zein. Înainte, da, Zein oricum nu consumă băuturi alcoolice, pentru că da, nu-i permite religia. Dar nici restul. Doamna Ana. Nimeni, de fapt, este... Nimeni. Da, suntem toți pocăiți.